Bună! Salut! Am ajuns! Cred că ai emoții. E și dorință. A venit Emma și ne-a dat o veste proastă. E vineri 13. Nu e bună! Nu e bună! Bună! Eu sunt Anu, pare bine! Hola, Anu! Spune-le copiilor ce faci astăzi. E, ce n-ai mă fac? A început să scrie pixul altfel. Așa face pixul. Am semnat. Zi. Bac, mă, parcă mi-e ciudat un pic că n-am auzit, dar... Las că mai urmează. Urmește. Mai facem și faci. Nu știu. N-am citit partea cu roșu, nu? N-am citit partea. Trebuia să o citim. Tu n-ai citit. Gabriel Niculescu, cu Florin Ionită și Radu, față de Vladimir Mircea Ieremia, Juan Nicolau și Cătălin Cunța. Ne-a strigat! Păi nu e că e mai rău. E mai rău a doua oară, jur, mamă, ce felul stă părăs. Să fie bine, e doar bine 13. Mă simt mai curios decât data trecută, pentru că sunt sigur că data tot aici am sărit, doar că sunt sigur că am fost într-o mare stare de șoc, așa că... Că n-ai simțit nimic. Mamă, deci e groasă. Nu înțelegeți acum vibe-ul sau... Da! Da! Domnul Florin aici o să fie în spatele meu. I love you too. Știți că și la noi, ca și în alte instituții, zice, mergi cu domnul. Mergi cu domnul. Mai sunt două locuri, sigur, unde așa se zice, da, o să-l țin în brațe. Uite așa, zice, mergi cu domnul. Când ne-am așezat în fund pe podea anușa avionului, picioarele ți le iau și le bag un bic pe zăbucul avionului ca să pregătim mișcarea următoare. Facem un balan și plecăm afară. Când am plecat afară, ce-ai tu de făcut, este să arcuiești. Am deschis parașuta. După ce am deschis parașuta, se spunde, spundă-ți urechile. Te apuci de nas, faci presiune, o să auzi mai bine. Doar mă regla hamul să fie mai comod și pilotăm parașuta împreună. Când venim la aterizare, tu o să ridici picioarele. Este ceva neclar? Nu. Chiar îți recomand, distrează-te maxim, nu-ți bate capul foarte tare. Tot ce am vorbit o să-ți reamintesc, o să te așezi, o să-ți fac în locul tău cumva să iasă lucrarea totală, da? Da! Yay! Doamne ajută! Doamne ajută! Yay! Asta a fost. Bine, Dane, cum a fost? Te-ai cam distrat? Vezi că ai niște iarbă în gură? Nu mai contează, wow! Hai sus! O mai facem o dată? Da. Foarte tare, auzi, Dane? Foarte bine suntem. Am ajuns. Gata, acum ne-am dezbrăcat. Și aia a fost. Ia zic al. Gata, mulțumim. Încă mi s-a... Zic cum a fost. A fost genial. Cum a fost Mircea al doilea salut? La fel de... mult mai excelent.
excepțional. Nu știu, n-am cuvinte. Prima dată nu realizezi așa mult ce se întâmplă. Însă a doua oară, fraților, treaba e la maxim, pentru că eram la modul la care uite domnul. Domnul a spus. E tare. A fost bine? A fost foarte bine. Am fost pe măsura lui taică-miu? Da, 100%. Că aveai un pic de emoții că nu sar cu el. Ca să știți, tatălui are cele mai multe salturi în România. Trebuie să mă uiți toată viața. Cu data viitoare? Păi cu tine, da. Data viitoare? Cu tine. Promit? Jur, ați judecat. Aici? Fai. Ați judecat, da. Bine. Pinky promise. Martori. Gata. Martori. Vreau să-mi iau rămas bun de la tine și să-mi spun că ai venit să mă susții aici și data viitoare ne vedem la Tuzla. Love you. Normal, facem treaba. Cam asta a fost altul cu parașuta. Emanuel a promis că o să sară și el. Ne vedem, Emanuel, la Tuzla. Sărim acolo frumos, vedem tot litoralul de sus. Bineînțeles și lui Mircea vreau să-i mulțumesc pentru curajul de care a dat dovadă pentru a doua oară, pentru că la el a fost al doilea salt. Mulțumim Ecstasy App și TNT Brothers pentru experiența oferită. Și nu în ultimul rând vouă, pentru că ați ajuns până aici și v-ați uitat la prima nebunie făcută pe acest canal de YouTube. Și până data viitoare nu uitați să dați like, comment, share, subscribe, toate cele, notificare, clopoțel, cum se spune. Și până la următorul episod ne auzim pe toate rețelele de socializare, Insta, Facebook, TikTok, tot. Scrieți-mi acolo, eu o să vă răspund. Așa că până data viitoare, bucurați-vă de fiecare clipă și acceptați orice provocare care vă surâde, nu? Hai, pa!